tocăniță de cartofi cu cârnăciori afumați. E dulce, e pe suflet, e exact cum ne place nouă. Un deliciu, nu alta, un deliciu. Dacă respecti rețeta și nu ți-e să-ți trimit ingredientele la tine, bucătărie. Vai și bună! Mâncărică de cartofe ca la bunica acasă. Da, și mi-a zis bunica să vă transmit salutări. Vă iubește pe toți din suflet și vă dorește numai și numai de ghine. Sănătate multă și toate alea. Asta este exact vorbile ei. Că ați vorbit-o numai de ghine și că toate veșinile ei o știu și o cunosc de acum că e mare vedetă prin sat pe la ei. Dragii mei povestioși, ia că a venit momentul să fac și eu tocăniță de cartofi cu cârnați afumați. O bunătate, ce să mai zic. Așa că în cele ce urmează, asta am să fac. Iar ingredientele ce le am aici în fața mea, ca de obicei, le găsești acolo jos în descriere, dacă nu, fuguța pe chefpaulconstantin.ro, unde vei găsi rețeta aceasta cu ingrediente, cu tot ce trebuie să-ți iasă ceea ce trebuie. Și nu uita, like, share, subscribe, comentarii, apreciere, urmărire, tot ce trebuie ca să crească comunitatea asta, să fim mulți, să ne cunoaștem și să putem găti mâncăruri tradiționale românești exact ca la mama, bunica, străbunica acasă. Hai să-ți arăt cum pregătesc bunătatea asta de mâncărică de cartofi cu cărnați afumați. Ei bine, după cum se poate vedea, iacă, am totul pregătit. Și evident că am aici și niște untură de pasăre. Da, aia de purcel am zis să o las pe mai încolo. De ce gătesc așa? Că mi-aduce aminte de copilărie. De aia gătesc așa. Am să pun o lingură bună de untură de pasăre și degrabă peste untura de pasăre, fii atent aici, am să pun 2-3 cepe tocate mărunt la cuțit. Cât am aici? Vreo 400 de grame de ceapă. Pun aici. Și da, ce pun peste ceapă? Ei bine, te-ai prins. Clar, sare. Câtă sare? Ca o lingură rasă de sare. Deocamdată, oricum, pe parcurs mai gustăm și dăm gust, dăm tot ce trebuie ca să fie așa cum trebuie. Ceapa, evident că nu vreau altceva decât să o fac să transpire ușor și să se caramelizeze pe margini. Asta am să și fac. Amestec puțin și tot acum am să pun și jumătate din cantitatea de usturoi. Mai exact, vreo 5-6 căței de usturoi, am să-i trec prin presa de usturoi să-i pun exact la mâncărica aceasta. De ce așa? Pentru gust, de aia, pentru gust. Cealaltă jumătate o las pentru la final, tot pentru gust. Numai că accentuăm aromele. Direct în presa de usturoi și strâng. Te asigur că o să iasă o bunătate, nu altă. Iau și amestec. Focul e exact cum trebuie. Nici foarte iute, dar nici foarte moale. Și în momentul în care vedeți că începe să se caramelizeze ușor, nu faceți altceva decât veniți cu următorul ingredient. Și stai liniștit că ți-arăt și ăla care e. Dar tot acum, dacă dorești, poți să-i pui și o linguriță rasă de chiper proaspăt rășnit. Da, ăsta. Uite așa. Punem ca să dezvoltăm aroma, să creștem nivelul de aromă de la tocănița asta. Că vorba aia, mulți dintre cei care fac tocăniță de cartofi nu fac pentru că, vezi, Doamne, nu prea are gust. Dar gătit în felul acesta, respectând pașii aceștia, că sunt foarte importanți, ei bine, te asigur că mâncărica va avea super, super gust. Mai am aici și 3 frunzulițe de dafin, le pun tot acum ca să dea de căldură și să intensificăm aroma. Uite așa, iau și amestec. Și în momentul în care vedeți că uleiul începe deja să iasă la suprafață, ei bine, nu pierdeți vremea. Uitați-vă în olicica aceasta și o să vedeți că ceapa abia a apucat să se înmoaie, dar pe margini am dezvoltat acele arome minunate. Acum e momentul să pui cârnăciorul. Am mai lăsat unul că vorba aia, vreau să-l mănânc așa, că îmi place. Uite, am aici vreo 6 cârnăciori pe care am tăiat, uite așa, în felii de-astea, mai grosiere. Și le dau drumul, uite aici, în oala asta. Amestec ușor, să se întâlnească cu căldura și să se strângă puțin, căci dacă îi zăpăcesc prea tare acum la început, s-ar putea să se dezintegreze prin mâncărică. Și nu prea vreau lucrul acesta, vreau să întâlnească căldură, să fie exact cum trebuie cârnăciurile ăștia minunați. Hai că revin către voi imediat ce am gătit și pe ăștia. Câteva clipii mai încolo. Când vezi că s-au fript cât de cât frumușei și din nou urmărești grăsimea să iasă la suprafață, asta înseamnă că am eliminat bună parte din apă. Dar mai amesteci așa un pic, treci la etapa următoare. Ce am aici? O lingură bună de pastă de tomate. Ia ca așa, am pus-o aici. După pasta de tomate, am să pun o lingură bună de pastă de ardei dulci. Dacă nu ai, nu pui. Dar dacă ai, folosești-o. De aia e bine să nu începi cu multă sare dintr-o dată, pentru că pasta de ardei, evident că are mai multă sare decât de obicei. Și e bine cât de cât să ții cont de acest lucru, să nu-ți iasă mâncărica ta sărată. Așa că, mare atenție! Am să iau să amestec, nu mult, jumătate de minut, cât să se cunoască pastele între ele împreună cu restul de bunătăți ce le-am pus aici. Și imediat ce s-au cunoscut, dragii mei pofticioși, puneți un morcov tăiat pastiluț, adică
la cuțit, în genul acesta. Am să pun acum și ardeiul, folosesc un ardei gras galben, dar fără nicio problemă poți să pui și verde, și roșu, și portocaliu, de care ai. Uite, ăsta l-am pus aici, tot așa, tocat în cubulețe mărunte, mai amestec puțin și da, dragilor, un kil și vreo 300, un kil 400 de cartofi tăiați în cubulețe, ca pentru mâncărică, ca pentru tocăniți. I-am pus și păști. Da, acum îi pun. De ce? Cartofii puși în această etapă vor lăsa ceea ce trebuie. Vor căpăta ceea ce trebuie și vor lăsa ceea ce trebuie. Da, o combinație bună, ce ți-o recomand? Îi lași așa vreo 5 minute împreună cu celelalte ingrediente, amesteci ușor, după care revin către tine să spun ce trebuie să mai faci. După 5 minute. Dragii mei, după 5 minute de când cartoferii stau împreună cu celelalte ingrediente și se fac așa cum trebuie, e bine, am să pun tulpinuțele de la legătura aia bună de pătrunjel, uite așa. Am să pun o linguriță cu vârf de boia dulce, poți să pui și afumată dacă dorești, sau ușor picantă. Și am să pun exact cât a încăput într-o sticlă suc de roșii. De ce? Pentru că folosesc sticluțe din acelea mai speciale care au 450 de mililitri. Și pentru că tocmai fac o supă de bui în bucătăria mamă, adică draga mea soție gătește și ea separat pentru că, na, așa se practică, ei bine, am să pun și supă de pui. Dar poți pune și supă de vită, poți pune și apă, poți pune și supă de legume, orice ai la îndemână. Jumătate de litru de supă de pui. Uite așa, cât să se acopere totul. Mai amestec puțin. Să mă asigur că nu s-a prins de fundul oalei. Și, dragi păfticioși, și rămâne de făcut decât să dau focul la mic și să las undeva la o oră, o oră și jumătate, până când cartofii devin exact așa cum trebuie. Vorba aceea, cartofii se fierb mai greluți în sucul de roșii și de aia e nevoie de mai mult timp. Dar nu disperați, aveți timp să socializați, să beți un pahar de vinuț, să mai stați de vorbă unul cu altul, că vorba aia, comunicarea e totul. Așa că, hai, ne auzim cu răbdare peste un ceas și jumătate. Ei bine, dragi povdicioși, a trecut o oră și vreo 20 de minute de când această bunătate de mâncărică de cartofi cu cârnăciori afumați stă și fierbe. A venit momentul să pun usturoiul, partea de final. Deci îl pun acum cu 5 minute înainte de a închide focul. Ei bine, ca să aromatizez, să-i dau acea aromă de usturoi, exact cum place moldovenilor. Așa că i-am pus frumos aici, iau și amestec. Ia uite tu ce bine arată și mai las să fiarbă undeva la 5 minute. Tot focul mititel. La final oprim focul și punem partea verde, pătrunjelul. Hai că ne auzim de grabă că vorba aia, la editare totul se rezolvă câteva minute mai târziu. Câteva momente mai târziu. E bine, iacă-te-ne câteva minute mai târziu, s-a încheiat socoteala. Pot să opresc focul. În total, o oră și 25 de minute de când fierbe bunătatea asta de mâncărică, iau și pun restul de verdeaț. Uite așa, deasupra. Nu fac altceva decât iau și amestec și cam asta e șmecheria. Am terminat mâncărica asta, tocănița asta de cartofi cu cârnăciori afumați. O nebunie! Sincer să vă zic, arată exact cum trebuie, nu rămâne altceva de făcut decât să-mi pregătesc farfuria și să degust alături de voi să vă spun ce a ieșit aici. Dragii mei pofticioși, iacătă, am făcut tocănițe de cartofi, sau de baraboli, cum se mai zice prin Moldova pe la noi, tocănițe de cartofi cu cârnăciori afumați. Da, totul e nemaipomenit, super gustos, super aromat, super parfumat. Pentru că vorba aia, așa e mâncarea cu iz tradițional. E dulci, e pisuflet, e exact cum ne place nouă. Dragi pofticioși, haideți să vedem ce a ieșit, dacă într-adevăr are iz de flămând de amintiri. Ia privește tu aici, mamă, te-o leacă aici barabuluțele astea, mamă și bune-s. Și dragii mei, am plecat la degustat. Ia. Valeu. Băi, omule, nu greșesc când spun că așa ceva aș mânca în fiecare zi. Un deliciu, nu alta, un deliciu. Vai și bune. Cum e cu cârnășorii ăștia afumați? Și vorghești, domnule, și vorghești. Cartofii sunt atât de moi încât se topesc în gură. La propriu și la figurat. Uite aici. Îl tai. Ia să fac eu gura perfectă. Că vorba și ea. Chiar îmi place cum a ieșit. Un deliciu de mâncărică, de tocăniță, de barabole. Vale. Simți dragostea? Ia ca așa. Ia ca așa. Tă-te ungi, tă-te îmbrățișează așa pe la interior. O nebunie, nu alta, o nebunie. Dacă te întrebi de ce am dat o revie pe moldovenește, apoi simplu. Când mănânc mâncare de asta, de grabă mă activez. E un deliciu. Dragii mei pofticioși, ce să vă mai zic?
Ia câte o tocăniță pe cinste, ia câte un preparat tradițional românesc, un deliciu al bucătăriei românești. Eu îți mulțumesc că te-ai uitat până la final, îți mulțumesc că ai fost alături de mine ca de fiecare dată, că îți plac rețetele mele, că îmi dai cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciezi pe pagina de Facebook, că mă urmărești pe TikTok și Instagram, că îmi dai cu abonare pe canalul meu de YouTube și că mă vizitezi pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele precum aceasta sunt trecute pas cu pas cu ingrediente, cu mod de preparare, să știi ce ai de făcut, să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar până data viitoare, când ne vor vedea cu o nouă rețetă super, super delicioasă, rămâi flămând de amintiri, mereu bovicios cu gândul la bunătatea asta de tocănițe de cartofi cu cărnața fumați. Eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne auzim fericiți, sănătoși și bine dispuși data viitoare. Pa, pa și toate cele bune. Și nu uita, ori ți-o faci cadou, ori o dai cadou. Tu ești câștigător. Ah, și bune.